Peste 400 de dosare pentru ajutorul la încălzire au fost depuse la nivelul municipiului Slatina. Cele mai multe cereri au fost depuse pentru subvenționarea încălzirii cu gaze naturale. Urmează solicitările pentru încălzirea folosind energie electrică și lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Solicitările înaintate până pe 20 noiembrie intră în plată chiar din prima lună a sezonului rece, în timp ce pentru cererile depuse după această dată, plata se face din luna decembrie. Trebuie să atrag atenția tuturor celor care fac cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Am observat, de fapt colegii mei au observat analizând dosarele, că nu se tratează cu seriozitate declararea veniturilor. La această dată, Primăria Municipiului Slatina are un parteneriat cu ANAF-ul. Se verifică veniturile. În urma acestor verificări, deci încrușirea de baze de date, au rezultat foarte multe neconcordanțe între date. Ideea este că cele mai multe venituri nedeclarate sunt din pariuri sportive, jocuri de noroc și mai puține din venituri incorrect declarate în ceea ce privește drepturi salariale sau ceva similar. Cele mai multe sunt pe pariuri și jocuri de noroc. Deci ideea este să declare corect, pentru că cu cât noi depistăm mai târziu aceste venituri nedeclarate, cu atât mai mult vor primi ajutor și recuperarea va fi dificilă tot pentru dumnealor. Mai mult decât atât, o declarație care nu este conformă cu realitatea poate să atragă și altfel de sancțiuni. Ca orice ajutor financiar de la stat, subvenția la încălzire vine și cu obligații. În cunoștință de cauză, doritorii completează o cerere pe propria răspundere în care cuprind veniturile familiei. Însă nu de fiecare dată datele înscrise sunt și exacte. Nu de puține ori, reprezentanții de pe ASS Slatina au avut surpriza să descopere venituri substanțiale nedeclarate. Spre exemplu, pentru o singură cerere, deponentul uitase să treacă un câștig de aproape 19.000 de lei. Slătinenii evită să declare câștigurile din jocuri de noroc, pariuri sportive sau arendă. Acestea pot fi ușor descoperite de autorități printr-o simplă încrucișare a bazelor de date ale ANAF și DPAS. La nivelul municipiului Slatina avem 436 de dosare de încălzire pentru toate cele trei tipuri de încălzire, cu energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Cele mai multe sunt pe gaze, este evident, sunt 341. Diferența, v-am zis, în celelalte tipuri de încălzire. Aceste 436 de care v-am vorbit sunt cele care intră în drepturi cu 1 noiembrie, cu prima lună a sezonului rece. Mai avem în evidență încă 33 de dosare care vor intra în drepturi cu 1 decembrie. Toate sunt pentru încălzirea cu gaze naturale. Sunt dosare care au fost depuse după data de 21 noiembrie sau începând cu data de 21 noiembrie. Beneficiarii aflați în situație rămân nu doar fără ajutorul financiar de la stat, dar au obligația să restituie și sumele încasate. De asemenea, neconcordanțele între realitate și cele declarate se consideră fals în declarații și poate atrage după sine o sancțiune. Reprezentanții Direcției de Protecție și Asistență Socială Slatina recomandă doritorilor să se gândească de două ori înainte de a solicita ajutorul de la stat.